Salutare tuturor, eu sunt Florin și bine v-am găsit la un nou video. Ce faceți, băieți? Astăzi o să vă arăt colecția mea de skin-uri, adică locker-ul meu. Și dacă vă place și vreți să continuăm cu seria de Fortnite, nu uitați să rupeți butonul de like și faceți și noi la acest video 30 de like-uri dacă vreți să continuăm. Hai să începem, bun. Avem primul skin Calamity. Ăsta este skin-ul care l-am luat la tier 1 în sezonul 6, Blana. Adică uitați-vă și voi ce bine arată skin-ul ăsta. Da, l-am full, bineînțeles. O să vedeți că majoritatea skin-urile la mine sunt full, pentru că îmi place foarte, foarte mult Fortnite și mă joc foarte, foarte mult. Apoi avem Driftul, care a fost primul meu skin cu care m-am jucat foarte mult. Cum zice și Mari, foarte mult. Da, m-am jucat cu skin-ul ăsta foarte mult, după cum bine vedeți, l-am și full. Ăsta a fost primul meu skin. Apoi am Enforcer-ul, care l-am luat la week 7 în sezonul 5, când completai toate misiunile până la week 7. Nu prea-mi place, sincer să fiu, nu e chiar atât de mișto, adică m-am jucat puțin cu el. Apoi avem Ragnarok-ul, care bineînțeles l-am full, cu ăsta m-am jucat ceva până a apărut skin-ul din sezonul 6. Eu am terminat Battle Pass-ul cam în ultima lună din sezon și m-am jucat cap 20 de zile cu skin-ul ăsta, e ok. Apoi avem Fable-ul, ăsta l-am luat la tier 49 în sezonul 6. Apoi ăsta luai la tier 49 sau nu mai știu, ori 47, 49 și ăsta, dar oricum ăsta în sezonul 6 și ăsta în sezonul 5. Apoi avem roboțelul din sezonul 6, care luai la week 7, dacă completai toate misiunile până la week 7 în sezonul 6, nu pot zic că e o reskin, adică e blana 8. Apoi avem lupul, care l-am full, bineînțeles, e foarte mișto lupul, deci ia uitați-vă și voi ce bine arată, până și așa e mișto, și așa, și așa, foarte tare lupul. Îmi place. De ce am dat save? Nu știu. Apoi avem Lynx-ul, pe care o am, nu am full, dar o să fac, o să fac full până se termină sezonul, o să fac. Apoi avem ăsta, care l-am, de-abia ce l-am luat, l-am luat al Arter, l-am pe roșu, dar foarte mișto. E super blană skin-ul, deci hai să vă spun, ăsta l-am luat la tier 100 în sezonul 6, ăsta la tier 1 acum în sezonul 7 și ăsta la tier 100 în sezonul 7. Și ăsta l-am full, ăsta l-am luat la tier 1 în sezonul 6, în sezonul 7, doamne. Apoi DJ Lama, care luai la tier 1 în sezonul 6, m-am jucat mult cu ea când am luat-o, după aia nu m-am mai jucat. Apoi avem ăsta Dusk, care e blană, l-am luat la tier 79 în sezonul 6, încă îmi place foarte mult skin-ul ăsta. Ghidiapu, care o să vă arăt, când mi-am cumpărat Battle Pass în sezonul 6, mi-a plăcut foarte mult skin-ul ăsta, pentru că puteai să mângâi lama, acum, și după aia, după săptămână, nu mi-a mai plăcut, pentru că te vezi foarte ușor cu el și nici acum nu mi-a place. Apoi avem ăsta, cu care nu știu dacă m-am jucat 5 meciuri, bro, nu-mi place, adică nu pot zic că e un skin rău, dar mie nu-mi place. Apoi avem Nightshade-ul ăsta, îmi place, sezon 6, tier 79, e blănică skin-ul. E blând. Apoi avem Onesi. Nu, tier 71, că este 79. Apoi avem Onesi, ăsta l-am luat tier 89, dacă nu mă știu. Ăsta și cu ăsta cred că sunt preferatele mele. Adică uitați-vă și voi ce bine arată Onesi. E un skin foarte șmecher. Apoi avem Powder, l-am luat la tier 47 sau 49 sezonul ăsta. De fapt, știu ceva, pot să și verific. 49 mi se pare. Yep. Nu, 47? Știam eu ceva genul ăla. Sezonul ăsta e ok. Apoi l-am luat pe Redline la tier 23 în sezonul 5. L-am luat pe ăsta la tier 7, nu, la tier 89. Vom verifica. Nu, 87, cum am luat și Onesiu în sezonul în sezonul 5, bro. Apoi l-am luat pe ăsta, care uitați-vă și voi cât de fun e, deci chiar e mișto ăsta, chiar îmi place. Apoi avem Sledgehammer-ul, e blană și Sledgehammer-ul, nu pot zic că e rău, doar că nu prea-mi place chiar atât de mult. Da, nu prea-mi place. Yeti, care e fain, adică uitați-vă și voi la el. Și Nogops-ul, care e singurul meu skin cumpărat, dar e blană Nogops-ul, adică uitați-vă și voi ce bine arată. Bun, hai să mergem la Backbling-ul. Bun, avem Backbling-ul ăsta, care e la 14 Days of Fortnite, e mișto, adică uitați-vă și voi, e supărat omul. Apoi avem ăsta, care e în sezonul 5, ăsta tot din sezonul 5 ăla, ăsta din sezonul 4. Ăsta e radioactiv, dar nu știu ce face, credeți-mă. Stați să citim ce face.
Urcă-te... Urcă-te... În sus, gen. Indi... A, indică altitudinea ta, perfect. E din zenit. Ok, alu zenit. Apoi avem ăsta care arată cât de chiruri ai, ăsta-i blană. Avem capa de la Ragnarok, cu care m-am jucat mult când jucam cu Ragnarokul. Apoi avem ăsta care-i blană, adică poți să-l costumizezi în ce culoare vrei tu. Ăsta e de la skin-ul din la 3 euro ăsta sezonul ăsta. Avem ăsta de la, de luai la skin-ul din sezonul 5 de la week 7. Și avem sabia de la, de la lup. Ok, apoi avem căței, îi am full, îi am pe toți. Avem cameleonul, avem aripile skin-ului de Aitar 71 din sezonul 6. Avem capa lui Fable. Avem hamsterii full, bineînțeles. Avem pinguinul ăsta înghețat. Asta de la, cum zice, de la Tomato. Asta nu mai știu de unde e, ori din ce jură din Battle Pass. Cățeii din Battle Pass. Ghiozdanul ăsta din sezonul 3, care e foarte, foarte, foarte rar. Deci cine are ghiozdanul ăsta, să știți că e foarte rar. Se joacă, ghiozdanul ăsta a fost în sezonul 3 când le-a picat băieților de la Epic Games serverele. De atunci e ghiozdanul ăsta. Apoi avem dragonul full, bineînțeles. Avem ăsta, cred că e de la Sledgehammer din sezonul 5, nu mai știu. Apoi avem asta care am luat-o în sezonul 6, Lil Kev-ul pentru care trebuia să faci câteva challenge-uri. Asta ori de la 14 Days of Fortnite, tot de la Battle Pass, și asta sunt sigur că e de la Battle Pass. Bun, hai să trecem la pickaxe-uri. Am pickaxe-ul ăsta de la Calamity, care e mișto, m-am jucat cu el când l-am luat. Apoi pickaxe-ul de la Drift, care și acum îmi place, adică ia uitați-vă și voi ce plană e. Avem pickaxe-ul ăsta cu baloane. Avem asta care o luai a Tier 31 în sezonul 5. Pickaxe-ul de la Ragnarok. Pickaxe-ul de la Zenith. Și pickaxe-ul de la Lynx, care e pickaxe-ul meu preferat. Arată genial. Genial. De ce am dat save, bro? Apoi avem pickaxe-ul ăsta cu pești înghețat, care nu prea-mi place totuși. Avem pickaxe-ul ăsta care luai când au apărut challenge-urile alea cu Wildcard. Uitați-vă și voi ce mișto sună. Avem pickaxe-ul ăsta care seamănă cu pickaxe-ul de la Red Knight. Ăsta care luai la Battle Pass Season 6, la Free Pass. Skin-ul cu Marshmallow. Pickaxe-ul cu Marshmallow, doamne. Care luai dacă făceai niște challenge-uri. Și ăsta de la Lama, care l-am luat în sezonul 6. Bun, hai să vă arăt gliderile mele. Avem gliderul ăsta Conquest, doamne, sau Conquest, nu știu, care l-am luat în sezonul 5, avem gliderul ăsta Downshift. Ăsta care i s-ar potrivi lui Max și altele, cu pinguinul. De ce l-am luat? Avem gliderul ăsta Swarm, de la fata Liliac. Ăsta l-am luat în sezonul 6, la Battle Pass. Ăsta a fost dacă făceai niște challenge-uri. Ăsta l-am luat din Battle Pass. Battle Pass. Asta mi se pare că e din sezonul 6, nu mai știu. Asta e din sezonul 5. Asta e din sezonul 6 și asta mi se pare că e din sezonul 7, nu mai știu, bro, nu mai știu. Avem un umbrea din sezonul 5, gliderul stock, un umbrea din sezonul 7 și un umbrea din sezonul 6. Și un umbrea care ți-o dacă faci un win. Să vă arăt backbling-uri, o să trec repede prin ele pentru că, na, ăsta mi se pare că era dacă făceai niște challenge-uri. Nu mai știu, restul cred că le-am din Battle Pass. Uitați-vă și voi. Astea sunt. Mie îmi place foarte mult ăsta. Ăsta și atât, da. Și asta cu lumințe cred că am six. Bun, să trecem la dansuri. Pentru că cred că le așteptați de mult. Avem Boogie Down pe care îl luai dacă activai tu factor authentication. Avem Breakdown, care luai la Tier 95 în sezonul 5, ăsta care luai la Tier 95 în sezonul 6, ăsta care luai la Tier 95 în sezonul 7. Avem dansul de la Free Pass din sezonul 5, 2 plus 2 egal 4, avem Cat Flip-ul, Cat Funky, care Battle Pass, ăsta de la Lynx și ăsta, da, v-am zis, ăsta a fost gratis pe shop. Asta l-am cumpărat.
It's go time. Asta e lui Marshmallow, Keep It Mellow. Ah, deci concertul Marshmallow a fost genial. Microphone Drop. Din sezonul ăsta. Ăsta e în sezonul 6. Swimmer din sezonul 6 sau 7. Ăsta e din sezonul 6. Ăsta e din sezonul 5. Ăsta e din sezonul 5. Ăsta l-am cumpărat. Nice, nice, nice. Și pe ăsta l-am cumpărat. Ăsta a fost din sezonul 5 la Flipes, la tier 6. Ăsta sezonul ăsta la tier 11. Flipes, ăsta l-am cumpărat. Și pe ăsta l-am cumpărat. Și pe ăsta l-am cumpărat. Ăsta a fost la Flipes în sezonul 6. Ăsta l-am cumpărat. Ăsta e din sezonul 3. Ăsta l-am cumpărat. Ăsta luai dacă făceai niște challenge-uri la 14 Days of Fortnite. Și pe ăsta l-am cumpărat. Apoi la rap-uri, adică na, la skin-uri pe mașini, pe arme, înțelegeți. L-am pe ăsta. Pe ăsta. Contezi din battle, pe mai puțin ăsta, care luai tot la fel dacă făceai niște challenge-uri. Alea cu 14 Days of Fortnite. Și cam atât, ce să vă mai arăt eu, băieți. Am foarte multe poze pe aici și CD-urile acelea, care nu sunt prea importante. Bun, băieții, cam ăsta ar fi locker-ul meu din Fortnite. Dacă v-a plăcut și vreți să continuăm din nou cu locker-ul meu și vreți să continuăm cu episod de Fortnite, nu uitați să-l apăsați butonul de like și de subscribe. Eu am fost Florin, iar noi până data viitoare ne vedem cu un video de Fortnite mai încolo. Hai, salut!